Am o întrebare, oameni buni. Credeți că ar trebui să-mi iau o clapă la emisiune eu singur? Și acum avem taraful rutenilor. Și acum Carmen Kindreș. Băi, ești nebun? Deci îmi iau clapă la emisiune. Fii atent. Asta îmi lipsea. Numai un pic. Ce face Anastasia, prietena mea? Bine. În direct. E unde? În direct, să uite și ea. E în direct acum? Da. Anastasia, te-am pupat. Perfect. Dragii mei ruteni, bine ați venit alături de noi astăzi la minunata emisiune. Pentru că este joi, iar la noi weekendul începe joia. Avem taraful rutenilor special astăzi cu niște momente extraordinare. Despre ce este vorba? În momentele noastre astea extraordinare. Da. Ce facem noi astăzi la emisiune? Zi tu, facem ce facem? Facem în cojorul lumii. Exact. Așa? Și plecăm de aici, uite de aici. Așa și ajungem? Facem un tur așa. Adică voi cântați acum și de la Maramure și din Spania și din Franța și India și Egipt și tot. Da. Perfect. A, iată că a venit și prietenul meu, lăutarul Magitot. Oameni buni, taraful rutenilor, imediat ne duce într-o călătorie muzicală live. Doar la emisiunea noastră puteți vedea așa ceva. Cu taraful rutenilor și Carmen Kindreș. Băi, Măgilă, vrei să zici ceva? E Măgilă. Băi, tu intrarea la orică. Ideea e că voi faceți prima parte a călătoriei acum, da. Iar apoi o să faceți partea a doua puțin mai târziu. Perfect. A fost ziua Gretei și Alinei și am zis să combin florile cu stomacul și le-am adus un buchet de mici. Suntem la dietă. Păi mi-ai zis că mănânci carne. Noi suntem la dietă. Știu, dar băieții din taraf au auzit înainte că le aduc mici și mi-a zis că mâncăm noi. Mă rog, eu am zis că o să păcăliți și ziua asta și am zis să intru să le aduc un buchet de mici. Alina sigur nu e la dietă. Na, v-am adus mici, sunt mici de la obor, l-am sunat pe Adi special, m-a băgat prin spate să-mi dea mici și acum n-am ce să fac. De asta vreau să intru, acum că se răcesc mici, gata, l-am mușcat, te pupa. E doamna Neti aici, uite aici. Și s-a uitat. Greta, sărbători fericite. Ia, când ai mirosit ultima dată așa ceva? Ieri. Asta e Greta, pentru că ieri ai mai adăugat încă un mic în buchetul vieții tale. Foarte frumos. Îmi place clapa asta. Da, observ. Aveți săptămâna viitoare, mă lăsați și mie de luni până joi? O lăsăm, mai ce tot. Nu, nu. Perfect, mamă, deci dacă avem clapă, ciucă, nu ne mai trebuie nimic. Oameni buni, deci taraful rutenilor la noi la emisiune, tariful este neprețuit. Sunt din Maramureș și cânt acum până în America și din București până în Japonia. Iar asta o facem cu taraful rutenilor și imediat o să fie și partea a doua. Nu mai vine să mă opresc. Perfect, hai, Mitrea! A furat cozonac, l-am văzut. Oameni buni, taraful rutenilor live, așa cum v-am învățat cu Carmen Kindreș aici la noi la emisiune. Să cântăm. Mulțumim pentru. Dar nu veneam cu concurs de cozonac, veneam eu de acasă din Maramureș cu un cozonac frumos. Hai să cântăm măcar o piesă din Maramureș pentru. Se știe, se știe. Și microfonul ăsta trebuie ciucă de lui. Aici se zice: măi, dorule, măi. Ai când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ai ceasurile n-o fă bune, ai lai lai la la, ceasurile n-o fă bune, șai lai la. N-o auziți aici? Și am în continuare tot în Ardeal, rămânem și vă cântăm una de la Cluj, de acolo, de lângă noi. Și liniștit, dar să nu îl năcăjești, că nu știi ce o să-l pățăști, măi. Păi Ardeleanu-i om cinstit și harnic și liniștit, dar să nu.
greșești, că nu știi ce-o să pățești mai. Șamu, dacă te suntem aici în capitală, în București, musai și una de la Bolintin. Auziți cum sună? Mea, băi, da, di, 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 da. Să drosnească fierea-n ea.